Se spune că o poză face cât o mie de cuvinte. Așa că vin înaintea dumneavoastră în dimineața aceasta cu câteva poze, câteva imagini. Unele pe care le aleg eu, altele pe care le-a ales Dumnezeu. Și iată una pe care a ales-o Dumnezeu. Ziua mamei, copil, mamă, mamă, copil. 139, versetul 13. David este cel care scrie. Tu mi-ai întocmit rărunchii și m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Amin. Amin. Luați loc, dragii mei. Cine vrea să predice împreună cu mine? I-am arătat fratelui Doru că am aici la amvon și i-am spus să-i pentru ziua tatălui. La surori trebuie să vii cu sentimente. Pe o femeie să nu atingi nici măcar cu o floare, se spune. Am venit la dumneavoastră cu câteva metafore, cu câteva cântece de dragoste, cu câteva poezii pe care le-a scris Dumnezeu și o să le pun pe ecran, o să le vedeți. Deocamdată vreau să vă spun așa, ziua mamei este o decizie pe care au luat-o autoritățile câtorva state, Canada, America, printre ele, și este întotdeauna sărbătorită în cea de-a doua duminică din luna mai. Întotdeauna cea de-a doua duminică din luna mai. Dacă vă uitați la Google, la enciclopedia sau în alte părți, vi se va spune, ziua mamei nu este o sărbătoare oficială în care să se dea oamenilor o zi liberă. Nu este o sărbătoare din timpul săptămânii în care să ni se dea o zi liberă. Ziua mamei este o sărbătoare de duminică, pentru că este de familie, și este de rânduiala pe care a hotărât-o Dumnezeu în creație, binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și o zi de biserică. Așa s-au gândit oamenii aceștia să o sărbătorim în biserică. Se merită. E frumos. S-au dat flori la unele surori care sunt mame. Avem în mijlocul nostru și surori care încă nu sunt mame, dar nu sunt mai puțin scumpe și prețuite de Dumnezeu. Dumnezeu să le binecuvinteze și pe ele în mod special. Amin. Totdeauna e puțin greuți pentru ele de ziua mamei. Dar am să mă străduiesc în mesajul meu să privesc spre problema aceasta a maternității ca pe o metaforă pe care o folosește Dumnezeu. Toți care suntem aici am fost copii. Și înainte să ne naștem, am fost într-un loc tainic, cum spune David, și am fost țesuți de Dumnezeu acolo, pântecele mamei. Ziua mamei este ziua fiecăruia dintre noi, pentru că toți și fiecare în parte am avut și avem o mamă. Și mama va rămâne toată viața, toată existența noastră ceva deosebit, spune David. Gândește-te că au fost 9 luni de zile, mai mult sau mai puțin, în care inima ta a fost în trupul ei. Este o realitate medicală. Este un adevăr obiectiv. Gândește-te că mânuțele tale, piciorușele tale au fost în pântecele ei.
Gândește-te că în acele 9 luni de zile, sângele ei a bătut în inima ta. Și sângele tău a bătut în inima ei. Gândește-te că în acele 9 luni de zile, tu erai în apă și n-ai respirat cu gurița ta, dar ai respirat cu gurița ei. Ai respirat cu plămânii ei. Gândește-te că în timpul acela tu încă n-ai mâncat, dar a mâncat ea pentru tine. Și hrana ta a venit prin hrana ei. Și ai mâncat, și de aici și atenția specială în timpul acesta al celor 9 luni, hrana pe care ea a mâncat-o. Ea a mâncat-o. Nu-i de mirare că rămânem toată existența noastră cu o legătură specială cu ființa aceasta, inima noastră în inima ei, lângă inima ei, trupul nostru în trupul ei, suflarea noastră din suflarea ei, sângele nostru din inima ei, mâncarea noastră pe gura ei. Rămânem toată viața într-o relație pe care nu o împărtășim apoi cu nimeni, nici măcar cu tata, doar cu mama. Și va rămâne pentru noi tot timpul ceva deosebit. Ne-am rupt, ne-am smuls din ea. De aceea și bucuriile și necazurile de care spuneau surorile sunt legate de copii. Așa a rânduit Dumnezeu să fie. Noi toți am fost astfel de copii și am avut mamă și spunem astăzi înaintea lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumim pentru mamele care ni le-ai dat. Amin. Îți mulțumim că nu ne-au avortat, deși le-a fost greu. Îți mulțumim că nu ne-au omorât înainte să ne naștem, ci ne-au îngrijit și avem astăzi viață, pentru că viața aceasta ne-a curs în noi din viața ei. Binecuvântată să fie mama fiecăruia dintre noi, fie că este aici, fie că este deja la Domnul. Eu, ca să nu mai port grija mamei mele, am trimis-o la Domnul. Pentru că nimeni nu-i poartă de grijă ca Domnul, așa este? Dar mă gândesc la ea cu același sentiment duios. Aceasta este prima imagine pe care vreau să vă dau. Te rog să-mi pui pe ecran ceva din metaforele pe care ni le dă Biblia. Prima imagine pe care ne-o dă Biblia aleasă de mine în această serie de tablouri este o metaforă pe care ne-o dă Dumnezeu. În Romani, capitolul 1, spune: voi, oamenii, ar trebui să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Cum să-L cunoști dacă e nevăzut? Nu, dacă ai avea ochii, ai știu să-L vezi. Că El, prin creație, a pus în creație ceva din El însuși. Și Apostolul Pavel spune: însușirile Lui nevăzute se văd dacă te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El. Și Dumnezeu a pus în mamă foarte mult din El însuși, de aceea mama este ceea ce este. Pentru că Dumnezeu a pus în creație ceva din El însuși și a pus în mama noastră ceva din Dumnezeu. Ea seamănă cu Dumnezeu și Dumnezeu seamănă cu ea. Prima imagine este din Deuteronom, capitolul 32, care este o cântare, cântarea lui Moise. N-am melodia, nu mi-o cereți. Am să vă atrag atenția la puțin din text. Și vorbește despre grija lui Dumnezeu față de creație, de noi, de oameni în general, și spune așa: ca vulturul și vulturoaica, eu v-am crescut, eu v-am învățat primii pași și n-am să vă părăsesc niciodată. N-am să te părăsesc niciodată. Deuteronom, capitolul 32, versetul 11. Eu am să iau puțin deasupra, de la versetul 9, să vă arăt relația lui Dumnezeu cu poporul. Dumnezeu este creatorul, poporul este creația, Dumnezeu este tatăl, poporul este copil, dar Dumnezeu este și mamă și poporul este cel care trebuie crescut, învățat și susținut apoi să învețe să trăiască. Căci partea Domnului este poporul Lui, spune Deuteronom, cântarea lui Moise. Iacov este partea lui de moștenire, copilul lui, este moștenitorul lui.
El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Și iată metafora. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. El l-a făcut, el l-a clocit, el l-a născut și el l-a învățat să zboare. Imaginea unei mame care își transformă ouăle în vulturaș și după aceea le strică cuibul. De ce le strică cuibul? Pentru că dacă nu l-a stricat, vulturașul ăștia n-ar vrea să plece niciodată. Trai neneacă. Stă acolo, deschide gura și mama... All you can eat. Spune Dumnezeu. Așa este cu vulturul. Și le strică cuibul și aproape că îi aruncă din cuib și în panica lor ei încep să dea din aripi, dar s-ar prăbuși și atunci vulturoaica se coboară sub ei și poartă pe penele ei și învață să zboare, ca nu cumva să se lovească și să moară. Este imaginea unei mame care și-a crescut copiii. Așa, mama mea m-a crescut pe mine și mama fiecăruia dintre noi ne-a crescut pe noi. A venit vremea când a trebuit să plecăm de acasă, să zburăm de acasă, dar ea n-a încetat niciodată să fie mamă. Amin? Mă uit la familiile care se fac și este imaginea aceasta în toată puterea ei. Băiatul când s-a căsătorit a luat-o pe fată, pentru ce a luat-o? Pentru frumusețea ei, i-a plăcut de ea, mai așa decât toate celelalte, a luat-o pentru că știa 2 sau 4 sau 5 cărți de bucate. Vorba celui care a zis, soția mea la început a făcut foarte multe greșeli în bucătărie, dar eu le-am înghițit pe toate. Și din când în când mama, care știe că fata ei a petrecut mai mult timp cu telefonul decât la bucătărie, le spune celor care s-au căsătorit de o săptămână, o lună sau două luni, măi, m-am gândit să vă invităm la noi la masă. Și băiatul zice, uf, de când am vrut să spun lucrul ăsta, da, mai mănânc și eu o mâncare de aia așa. Unii care sunt mai puțin înțelepți chiar apucă să spună la soția lor într-un ceas de luciditate nebună, mă, tu nu faci ciorba așa cum o făcea mama. Mare greșeală, pentru că dacă e o nevastă așa cum sunt majoritatea, îi spun, ia, fă bine și du-te și mănâncă la mama ta. De aceea, fetele vin de obicei la mama după căsătorie și îmi întreabă, mamă, cum făceai tu mâncarea aia? Sau pun telefonul pe FaceTime și sunt asistate de mamele lor la ele acasă în bucătărie, pentru că vor să se transforme în cele mai bune bucătărese cu putință. Și dau seama că nu s-au pregătit prea mult la subiectul acesta, dar dragostea bărbatului trece prin stomac. Au descoperit ale lucrul acesta și trebuie să se pună la punct în capitolul acesta și mama trebuie să o asiste în bucătărie. Și vreau să vă mai spun ceva. Fetelor care se căsătoresc cu băieți, băieți gurmanzi, cărora le place să mănânce, faceți o anticipare a unei crize și rezolvați înainte să apară. Și spune așa, măi Ionele, n-am zis Daniel, am zis măi Ionele, hai pe la mama, măi, hai pe la mama ta, vreau să mă învețe să fac mâncare cum îți făcea ea, măi, cum îți făcea ea. Fetelor, asta e o mare dovadă de înțelepciune. Domnul Iisus spune,
Dumnezeu spune în Deuteronomul, Moise spune în Deuteronomul, lasă să zboare și pe urmă le ia în cârcă și îl învață să zboare, să nu cumva. Să nu vă închipuiți că socrii rămân doar socrii. Socrii se nasc la nuntă, dar ei vor să rămână și părinți. Toată viața lor. Toată viața lor. Mare bucurie a părinților este să audă pe copiii lor că le spun tată și mamă. E lucru foarte mare. Nu vorbesc în cazul meu, pentru că cazul meu e mai special. Știți cum mă cheamă pe mine la copii și la nepoți? Nan. Nan și nana. Nan și nana. Când ne-am căsătorit noi, eu eram Dan, ea era Dana, țineți minte, și frații au zis, o să faceți o Dan, Dana, o să faceți o Dan, Dana. Și noi am făcut două și nepoții noștri ne spun, că așa puteau să spună ei, Nan și Nana. Dar este o mare dovadă de înțelepciune a unei nurori să se ducă la soacra ei, care să-i devină și mamă, și să învețe să gătească în stilul ei. E o dovadă de dragoste și față de părinții lui, dar mai ales față de el. Pentru că am auzit o poezie de fratele Cure, fac și eu ca dânsul în predică. Înțelegeți voi ce am spus eu? Am zis eu ceva acum la voi. Următoarea. Dacă primul vorbește despre grija pe care o poartă un părinte, și Dumnezeu zice, am fost și sunt pentru voi ca un părinte, găsim în Psalmul 22, surprinzător în Psalmul 22, că Psalmul 22 este un psalm al lui David și este un psalm mesianic în care David, sub transa profetică, sub influența lui Dumnezeu, vorbește de fapt de viața Domnului Iisus, Psalmul 22, și acolo în psalmul acesta al durerii, există o imagine despre mamă, Psalmul 22, versetul 10. Aș putea să iau chiar de la... Unde vreți să o iau? Că e vorba de Domnul Iisus și mi-e așa de greu să-L dezbrac când e vorba de descrierea Lui și... Să iau doar o parte, dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor și desprețuit de popor, tot cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul să-L mântuiască, Domnul să-L izbăvească, fiindcă îl iubește. Trimiterile sunt toate în Noul Testament la Domnul Iisus. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei mele, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Ești pentru mine ceea ce este mama mea și mama mea a fost pentru mine ceea ce ești Tu pentru mine. Te-ai suprapus peste imaginea mamei și ai luat imaginea mamei și ai îmbrăcat-o cu atotputernicia Ta, cu sacrificiul Tău, cu grija Ta, cu dragostea Ta, cu îngrijirea Ta, cu îngrijorările Tale, cu purtarea Ta providențială de grijă. Spuneți-mi, are rost să mai predic când am imaginea asta acolo? Cu care din copiii dumneavoastră seamănă? Ia să vedem, mama mâna sus, care seamănă cu copilul? Biblia e foarte gingașă când e vorba de subiectul acesta și Dumnezeu îmbracă niște metafore în care ridică pe mama la imaginea Lui. Pentru că El creează în pântecele ei și iar va rămâne toată viața imaginea Creatorului care nu renunță niciodată la ceea ce s-a creat în ea. Acesta e Psalmul 22. Dăm următoarea imagine. Eu cred că o am aici deja. Isaia, văd eu până acolo, vedeți dumneavoastră? Isaia, capitolul 49, versetul 15. Wow, ce frumos e! Așa, pentru corectitudinea poetică, acesta e un copil alb în mâinile unui negru. E un copil care se naște într-o familie de negri, dar este așa luminos. Este luminos. Și iată versetul care este aici. 49, versetul 15, da?
Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Ce părere aveți, spune Dumnezeu? Dacă ne gândim la câte avorturi sunt și la câte se întâmplă copii abandonați. Dar chiar dacă l-ar uita, se poate întâmpla asta la oameni, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. E declarația pe care o face Dumnezeu Israelului și poporului lui și este în același semn declarația pe care o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi care am ajuns să fim copiii lui. Dumnezeu nu o să ne uite niciodată, slăvit să fie numele lui. Și acum o mamă nu poate uite copilul, chiar dacă ajunge unde nu trebuie să ajungă, chiar dacă face ce nu trebuie să facă, mama nu poate să-l uite, nu poate să-l uite. Și Dumnezeu zice, dacă ea care mă reprezintă pe mine, te mai poate uita, eu niciodată, eu sunt o mamă așa cum nu există pe pământul acesta. Am pus ceva din mine în mame. Isaia capitolul 66, următorul verset, următoarea imagine, 66:13. Nu sunt metafore pe care le-am ales eu, sunt metafore pe care le-a ales Dumnezeu. Și majoritatea când e vorba despre profeții sunt despre relația dintre el și poporul evreu. Poporul evreu n-a trăit întotdeauna așa cum i-a plăcut lui Dumnezeu. Mama are durerea să-și vadă, cum spunea sora Măriuța, copilul lându-o pe alături. Și Dumnezeu a avut parte de durerea asta de multe ori și de multe mii de ani. Evreii i-au spart și i-au rupt inima, i-au zdrobit-o și i-au sfâșiat-o. Și Isaia 66 este gelozia unei mame. Și ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul lui, iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu, iată ce zic arabii despre voi, iată ce zic verișorii voștri despre ei. Să-și arate Domnul slava ca să vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Un glas răsunător iese din cetate, un glas iese din templu, este glasul Domnului care dă vrăjmașilor lui plata cuvenită. Înainte ca să simtă dureri, a născut 1948. Și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu și s-a născut iarăși statul Israel. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa, dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fica Sionului și-a și născut fiii. Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu o las să nască? Zice Domnul. Eu care fac să nască, El face să nască. Aș putea să împiedic oare nașterea? Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă de El toți cei ce-L iubiți, împărtășiți-i și bucuria cu El, cum acum toți cei ce l-ați plâns, ca să vă, să fiți săturați, iată metafora, ca să fiți săturat bând laptele mângâierilor lui. Bând laptele mângâierilor lui. Isaia, capitolul 66. Și aș vrea să mă apropii de partea de final, de aplicație la relația aceasta. Pagina 881 în Biblia dumneavoastră, Osea, capitolul 13, versetul 8. Am avut un filmuleț pentru asta, dar treci la Osea, te rog frumos, din cauza de timp. Osea, capitolul 13, versetul 8. Înduioșinea unei mame, numită pe nedrept cuvânt și sexul slab, există o tărie a dragostei și a geloziei, așa cum bărbații nu pot și nu există să se poată materializa prin ființa masculină. Și Dumnezeu spune, sunt ca o ursoaică la care i-a fost luat puii.
Am avut un filmuleț, dar nu l-am mai adus, despre o ursoaică care trece șoseaua aici, în partea aceasta de America, în fața unei mașini. Mașina se oprește și ursoaica trece cu copiii în partea cealaltă, rupe un gard de sârmă înghimpată, le face loc la copii să meargă încolo, după care, când e sigură că copiii sunt la safety, în partea altă se întoarce cu o ursoaică să aibă luptă cu ăla din mașină și praf, îi zgârie mașina, îi sparge geamurile. Să nu te atingi de o ursoaică atunci când are pui. Dacă vă întâlniți în Yosemite sau undeva secoia cu o ursoaică, dacă are pui, fugiți sau înghețați mai bine. Nu scoateți o vorbă când e cu pui. Și Dumnezeu zice, și eu sunt așa. Și mânia asta mea poate să fie față de dușmanii voștri, dar să știți, poate să fie și față de voi. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Eu te-am crescut și te-am cunoscut în pustie, versetul 5, într-un pământ fără apă. Dar când au dat de pășune, s-au săturat, și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie, de aceea m-au uitat. Au uitat că eu sunt mama lor. Eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum. Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică lisită de pui ei. Le sfâșii în velișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Iată gelozia unei mame pentru copilul ei și este gelozia lui Dumnezeu pentru copiii lui. Să te ferească Dumnezeu să intri în mânia lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Unde este împăratul tău ca să te scape din toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi despre care ziceai, dă-mi un împărat și domn, ți-am dat un împărat în mânia mea. N-a fost voia lui Dumnezeu să fii împărat. Și ți-l iau în urgia mea. Și l-a luat în Babilon și de la Babilon n-a mai avut împărat. Nelegiuirea lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat. Îl vor apuca durerile nașterii, este un copil neînțelept, căci nu poate să nască la vremea sorocită. Dar eu nu renunț la ei. Și auziți ce spune? Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Și aceasta se aplică în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 15. Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele, nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău. Dar nu renunț, îi pedepsesc, dar nu renunț la ei. Nu renunț la ei. Una, două, trei, patru, cinci imagini v-am dat, așa pe scurt, în care Dumnezeu folosește niște metafore ca să arate că ceva din El a pus în creație, se vede în lumea animală, în maternitatea care se manifestă în lumea animală, dar se vede în mame. Dumnezeu a așezat ceva frumos în mame. Și dragostea mamei, așa că și dragostea lui Dumnezeu, nu are măsură și nu are sfârșit. Amin? Suportați o aplicație practică care dă slide-ul următor și ultimul. Pentru că este duminică, copiii din spate acolo sunt, îi spun lui mama sa care se scarpină până în cap. Și îi spun așa, mama, ne-am gândit să angajăm câțiva oameni care să te înlocuiască, să te relaxezi și tu de ziua mamei. Cam câte persoane au trebuit să angajeze copiii ca să țină locul unei singure mame? Hmm? Era un filmuleț frumos pe care am vrut să vi-l aduc, sau măcar poza, dar am renunțat la el. Arată o mamă de la țară, ținea cu o mână rochie așa să fie, să poată să alerge, în fața ei trei copii care fugeau ca de moarte și mamă sa era cu bâta în mână, cu bățul în mână după ei. Și jos capțiunea spunea, mama a fost primul nostru antrenor de atletism.
Ce nu este o mamă? Ce nu face o mamă? Ar trebui să-i ținem locul, ar trebui să angajăm o armată de înlocuitori. De aceea eu propun în duminica aceasta mamei să facem un lucru mai înțelept. Să-i mărim salariul. Să ne ridicăm în picioare acum și în măsura în care este posibil am să vă rog, așa cum stați în picioare, copiii să meargă lângă mama, nu lângă tata, aia cu cleștele o să vină peste 4 săptămâni. Mergeți copiii lângă mama. Nu vreau să văd nici o singură mamă care stă singură. Copiii merg lângă mama. Și ne pregătim să ne rugăm.